Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii 1-2-3 Milena. Este prima ediție din anul 2020. Iată, 2020, an universal cu vibrație 4. Trebuie să discutăm cu siguranță despre vibrația anului 2020, această vibrație 4 care ne va îndemna pe toți, și mai mici și mai mari, și mai tineri și mai bătrâni, să muncim, să muncim, să nu ne gândim aproape la altceva decât la muncă. Evident, cei care vor avea vibrația personală a anului 2000, în vibrația personală a anului 2020, o cifră mai expansivă, adică să zicem vibrația personală a anului 2020 să fie 3 sau să fie 5, aceia vor reuși să îmbine cumva plăcerea de a călători, de a se relaxa cu nevoia, cu necesitatea de a munci. În rest, noi toți ceilalți care avem o cifră, să zicem, personală, o cifră a anului personal 4, tot 4 sau 8 sau cum să zic, ce să mai zicem, 6. Aceștia vom munci permanent, vom munci fără să ne gândim că avem nevoie și de relaxare. La această ediție, prima ediție din anul 2020, vom avea de discutat o mulțime de lucruri și sper să reușim să le discutăm pe toate. Spre exemplu, începând cu data de 30 decembrie 2019, județul Constanța are un nou prefect pe numele său George Sergiu Niculescu. Vom discuta puțin despre profilul numerologic al noului prefect al județului Constanța, George Sergiu Niculescu, și am scos câte ceva din legea privind prefectul și instituția prefectului. Este vorba despre legea numărul 340 pe 2004, republicată în 2008. Vom discuta imediat. Bineînțeles, anul 2020, anul austerității, cum l-am numit eu, și cum l-am publicat într-un articol dintr-un ziar constanțean, nu cred că ar fi vreo problemă, nu se consideră că ar fi că am face reclamă ziarului respectiv, dar este un ziar constanțean la care eu public, să zicem, de 2-3 ori pe lună, uneori zi de zi, depinde de timpul pe care îl am. Anul austerității 2020. Despre fiecare lună din acest an și despre anul acesta, previziuni generale. Bineînțeles, săptămâna 10-16 ianuarie 2020 ne vom reaminti cum se calculează vibrația universală a fiecărui an, ne vom reaminti cum se calculează vibrația personală, pentru că este important să știm să calculăm vibrația personală pentru fiecare dintre noi, pentru că, așa cum vă spun la fiecare emisiune, este important să știm în ce măsură se armonizează vibrația universală a anului, lunii sau zilei care ne interesează cu vibrația personală. Deci vibrațiile, cele două vibrații universale și personale trebuie sau ar trebui sau ideal ar fi să se armonizeze. Dacă cele două nu se află în armonie, atunci va trebui să știm și să luăm măsurile necesare, adică să muncim un pic mai mult pentru a contracara efectele negative ale uneia dintre vibrații și pentru a ajuta cumva vibrațiile pozitive. Klaus Werner Iohannis, președintele României, născut la data de 13.06.1959. Vom calcula pe scurt, vom încerca să descoperim cum va fi acest an 2020, în care pare să fi scăpat de emoții, să zic așa, pare să fi scăpat de emoții pentru că au trecut alegerile prezidențiale. Este un an în continuare încărcat de emoții pentru mai toată lumea, întrucât vom avea în luna ianuarie alegerile locale, deci alegerile pentru fiecare, pentru primarii, și undeva în toamnă vom avea parlamentarele, astea în condițiile în care nu se vor grăbi cumva
lucrurile, deocamdată doar zvonuri, nimic concret. În ceea ce îl privește pe prim-ministrul Ludovic Orban, care este și președinte PNL și este prim-ministru al României din data de 4 noiembrie 2019, este născut la data de 25.05.1963, vom învăța să calculăm cifra, vibrația personală pentru fiecare în parte, avându-i pe cei doi, pe președintele Klaus Werner Iohannis și prim-ministrul României Ludovic Orban, ca exemple. Începem cu 2020, am început cumva așa mai repede, mai în forță, aproape că nu mai pot respira, de parcă suntem la maraton, dar unde este prima emisiune din acest an și nu ne-am mai văzut de cel puțin 2 săptămâni, așa, aproape că de-abia aștept să vă povestesc o mulțime de lucruri despre care n-am mai discutat de o mulțime de vreme. 2020. Anul austerității l-am numit eu, pentru că va fi un an în care vom fi mult mai atenți, mult mai ponderați, mult mai serioși, un an în care ne vom disciplina și în care nu ne vom mai permite tot felul de experiențe, de experimente, de împrăștiere, de niciun fel, nici împrăștiere materială, nici financiară și nici fizică sau psihică. Ne vom canaliza asupra obiectivelor pe care le avem de îndeplinit. Vă citesc dintr-un articol scris de mine într-un ziar local. Dacă în anul 2019 am avut parte de agitație și risc, de noroc și de impulsivitate, de nerăbdare și de superficialitate, de călătorii și de explozii nervoase, în anul 2020 ne vom baza mai puțin pe șansă și vom alege să ne organizăm. Dacă în anul 2019 ne-am permis a dărâma, a distruge, dacă ne-am lăsat mânați de impulsuri de moment, în 2020 vom fi mai practici, mai realiști. Vom verifica atent, vom consolida relații, proiecte, cu siguranță nu ne vom teme de efort. Vom fi de neclintit în opiniile noastre, vom fi devotați propriilor idealuri. E adevărat, în 2019 am aruncat cuvintele de avalma, am ieșit în stradă, am cerut drepturi, uitând însă să respectăm învoieli, căutând argumente unor gesturi stupide și vădit bine pregătite, îmi amintesc că vibrația universală 3 anului 2019, care a influențat toți locuitorii acestei planete, nu ne-a adus întotdeauna numai noroc. Au fost nervi, au fost secrete, au fost războaie, amenințări, nerăbdare, lipsa coerenței și a pragmatismului. Dar suntem rezistenți. Am mai trecut prin asta. Chiar dacă 2020 începe cu discuții grele legate de Statele Unite ale Americii, de Iran, de Irak, de război, începe sau nu începe, ce se întâmplă, cum se va întâmpla, este normal, să zicem așa, este un an 2020 care începe cu o lună ianuarie a cărei vibrație universală este 5. Vibrația aceasta universală 5 înseamnă un fel de luptă a orgoliilor, înseamnă o încercare de a vedea până unde se poate merge, o încercare de a ne verifica limitele. Este o lună ianuarie anului 2020 agitată, în care vom fi mai convingători, dar și ceva mai superficiali, în care încă vom cheltui, în care încă vom fi împrăștiați, în care vom încerca să clădim mai puțin pe temelii solide și mai mult pe vorbe, mai mult pe vânt, dar este doar luna aceasta și va mai fi cumva luna octombrie din acest an 2020. Dar 2020, să nu uitați,
aduce mai multă siguranță, dorință de muncă. De ce este vibrație 4? E simplu, 2 plus 0 plus 2 plus 0 înseamnă 4, da? Deci 2020 vine cu mai multă siguranță, ne aduce dorință de muncă, mai mult pragmatism. Ne ajută să ne învingem plăcerea de a vegeta și ne îndeamnă să pornim la treabă serioasă. Cu siguranță nu mai este loc pentru agitație, nu mai este loc pentru toane. Acum, spre norocul tuturor, organizarea va deveni personaj principal. Vom realiza că disciplina este obligatorie, iar timpul va fi dedicat exclusiv muncii. E drept, aproape că vom uita de sentimente, vom fi, cum să spun, asemenea unor roboței. Vom fi inflexibili, vom fi severi, uneori prea cruzi chiar și cu noi, hotărâți să recuperăm timpul pierdut. Vibrația universală 4 a noului an 2020 are autoritate, are putere asupra tuturor și potențează sau temperează influența anului numerologic personal. Este exact ceea ce vă explicam, și anume faptul că vibrația personală a anului 2020 este foarte importantă și vine cumva să potențeze sau să tempereze vibrația universală a anului 2020 și invers. În 2020 nu vom mai avea timp să ne punem pompoane, să ne punem zorzoane, vom fi mai rigizi, vom fi mai autentici, vom fi noi fără loțiuni de înfrumusețare și fără farduri inutile. Numerologia ne va ajuta să ne planificăm anul 2020 în funcție de vibrațiile lui. Cu a sa vibrație 4, să nu uităm că ne va îndemna pe toți la muncă. Dar dacă vrem să ridicăm case, dacă vrem să cumpărăm terenuri, este anul potrivit. Distracțiile nu vor mai avea parcă farmec, plimbările nu ne vor mai tihni. Gândul va zbura la planuri de viitor. Vom avea parte de același spor la treabă și cei bogați și cei săraci. Vom lăsa deoparte visele inutile și politicienii și oamenii de afaceri. Numerologia nu face discriminări. Vom fi mai metodici, vom prefera pașii mici, dar siguri, vom verifica informațiile obținute, asigurându-ne fără încetare că totul se desfășoară după acele planuri întocmite cu multă atenție și migală. Vom fi răbdători, perseverenți, minuțioși, ordonați. Nu vom avea timp și nici chef de jocuri de cuvinte, de flirturi sau distracție. Ne vom urmări cu încăpățânare, cu înverșunare țelurile, vom uita să zâmbim, vom fi severi, mai ales cu propriile persoane. Vom fi interesați de realizări și de progresul pe termen lung. Sunt favorizate, atenție, plasamentele și investițiile. Este un an perfect pentru achiziționarea unei case, a unui teren, eventual a unei mașini. Dacă în ianuarie și octombrie 2020 vom lucra bine în condiții de stres, ne vom adapta cu mai multă ușurință și vom fi deosebit de convingători și încă ne vom permite a fi cheltuitori, pentru că vibrația universală a lunilor ianuarie și octombrie este 5, în lunile februarie și noiembrie vibrația universală 6 ne va determina să fim serioși, responsabili, implicați și echilibrați. În lunile martie și decembrie, cu vibrație universală 7, ne vom izola pentru a munci cu mai mult spor. Vom simți nevoia să ne fim proprii parteneri de discuții, ne vom încăpățâna și uneori vom fi nesuferiți. Vom privi mai des către cer, sperând să primim ajutor. Vom avea parte de surprize, cele mai multe plăcute. Vom fi mai mistici, vom descoperi drumul către divinitate. În aprilie vom fi ambițioși, organizați, materialiști, lacomi, nemiloși, pentru că vibrația universală ne va influența, vibrația universală care va fi 8. Se vor porni războaie în această lună aprilie 2020 și în noi, dar și între noi. Vom fi permanent nemulțumiți,
chiar dacă totul va funcționa perfect. În luna mai 2020 vom fi mai sensibili, mai devotați și altruiști. Vom asista la răsturnări spectaculoase de situație, vom tinde să fim mai generoși, dar și mai împovărați, parcă de grijile întregii lumi. Se vor sfârși parteneriate, se vor rupe alianțe, vom asista la încheieri de situație de-a dreptul dramatice. Vibrația universală a lunii mai 2020 va fi nouă. Luna iunie, care este și luna alegerilor locale cu a sa vibrație universală 1, în acest an 2020 ne va îndemna să fim mai siguri pe noi, mai puternici, mai activi, dar și mai agresivi. Ne va interesa puterea în luna iunie. Ne vom încăpățâna în a demonstra că avem calități de șefi. Vom fi mai energici, mai independenți, mai inventivi. Luna iunie 2020 este o lună perfectă pentru a porni proiecte noi. În iulie, parcă ne vom mai tempera. Vibrația universală va fi 2 a acestei luni, iunie 2020. Vom înțelege că doar colaborarea ne va ajuta să avansăm. Vom da dovadă de mai multă diplomație, vom fi mai modești, dar și mai vulnerabili și nesiguri. Ne vom simți mai bine doar în interiorul unor alianțe. Vom avea parte de oscilații ale stărilor de bine-rău. În luna august 2020 vom fi ceva mai agitați, vom îndrăzni să riscăm după îndelungi calcule, atenție, de parcă acela ar putea fi numit risc. Vom risipi mai mult, vom călători, aproape că ne vom dori să dăm de pământ cu toate responsabilitățile pe care le-am asumat de-a lungul întregului an. Noroc că va fi o singură lună, adică luna august. Oricum vom avea parte de mai mult noroc și asta este bine, pentru că vibrația universală a lunii august este 3, dar vom fi și tot mai agitați și mai vocali, fără astâmpări și temperamentali, ceea ce ar putea perturba cumva tot echilibrul pe care l-am creat întregul an. Vibrația universală 4 a lunii septembrie 2020 ne va îndemna să privim atent, să verificăm de mai multe ori, să luăm hotărâri doar după îndelungi cugetări. Este luna perfectă pentru investiții imobiliare. Vom fi mai reci, dar și mai serioși, mai muncitori și mai practici. Este luna în care, dacă am muncit bine întregul an, putem să ne recompensăm cu un apartament sau o casă, o mașină sau un teren. Da, numerologia există chiar dacă noi vrem sau nu să recunoaștem. Ea ne arată tot ceea ce trebuie, dacă știm să o întrebăm. Altfel, numerologia nu dă buzna în viața nimănui. A fost lăsată pentru cei ce vor să descopere, să afle mai multe despre ei, despre cei de lângă ei. Învățând să o întrebi pe ea, pe numerologie, poți găsi răspunsurile potrivite. Îndrăzniți! Numerologia nu a dezamăgit pe nimeni niciodată. Despre actualul prefect al județului Constanța și despre legea privind prefectul și instituția prefectului, este vorba despre legea numărul 340 din 2004, republicată în 2008. Dispoziții generale. Ce este prefectul? Sau cine este prefectul? Ce este prefectul? Este reprezentantul guvernului pe plan local. Guvernul numește câte un prefect în fiecare județ la propunerea Ministrului Internelor și Reformei Administrative. Prefectul este garantul respectării legii și a ordinii publice la nivel local. Miniștrii și conducătorii celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea guvernului pot delega prefectului unele dintre atribuțiile lor de conducere și control cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate din subordine. Este important de știut care sunt atribuțiile prefectului. În calitate de reprezentant al guvernului, prefectul îndeplinește următoarele atribuții principale. Asigură la nivelul județului aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice.
Prefectul acționează pentru realizarea în județ, respectiv în municipiul București, a obiectivelor cuprinse în programul de guvernare și dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor în conformitate cu competențele și atribuțiile ce îi revin potrivit legii. Acționează pentru menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă prevenirii tensiunilor sociale. Colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru determinarea priorităților de dezvoltare teritorială. Verifică legalitatea actelor administrative ale Consiliului Județean, ale Consiliului Local sau ale primarului. Asigură împreună cu autoritățile locale abilitate ducerea la îndeplinire, în condițiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire și intervenție pentru situații de urgență. Dispune în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență măsurile care se impun pentru prevenirea și gestionarea acestora și folosește în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinație. Prefectul utilizează în calitate de șef al Protecției Civile fondurile special alocate de la bugetul de stat și baza logistică de intervenție în situații de criză, în scopul desfășurării în bune condiții a acestei activități. Dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracțiunilor și apărarea drepturilor și siguranței cetățenilor prin organele legal abilitate. Asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană. Dispune măsuri de aplicare a politicilor naționale hotărâte de guvern și a politicilor de integrare europeană. Hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituții similare din țară și din străinătate în vederea promovării intereselor comune. Asigură folosirea în condițiile legii a limbii materne în raporturile dintre cetățenii aparținând minorităților naționale și serviciile publice deconcentrate în unitățile administrativ-teritoriale în care aceștia au o pondere de peste 20%. Prefectul îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege și de celelalte acte normative, precum și însărcinările stabilite de guvern. Iar articolul 20 din capitolul 3, atribuțiile prefectului, spune următorul lucru. Prefectul poate verifica măsurile întreprinse de primar sau de președintele Consiliului Județean, în calitatea lor de reprezentanță ai statului în unitatea administrativ-teritorială și poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare în condițiile legii. Deci prefectul, care este liberal, poate verifica măsurile întreprinse de primar sau de președintele Consiliului Județean. Da? Și poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare în condițiile legii. La data de 27 decembrie 2019, Guvernul României a adoptat hotărârea numărul 982 pe 2019 privind exercitarea cu caracter temporar în condițiile legii a funcției publice de prefect al județului Constanța de către domnul Niculescu George Sergiu. Hotărârea a intrat în vigoare începând cu data de 30 decembrie 2019, când a fost învestit în funcție. Este născut... Carismatic și generos, idealist și neconvențional, George Sergiu Niculescu preferă a se confrunta mai degrabă cu marile probleme ale vieții decât cu cele mărunte, pentru că are cifra destinului 9 din 2 și 7. Uneori excesiv de retras, alteori deosebit de comunicativ, noul prefect al județului Constanța poate deveni distant, inabordabil și încăpățânat dacă ceva îi se pare a fi în neregulă. Uneori sceptic, alteori melancolic, întotdeauna intuitiv și analitic, preferă să lucreze în ritmul său, fără a fi zorit. Poate colabora excelent dacă este nevoie, din cauza cifrei 2 din destin, pentru că are cifra destinului 9 din 2 și 7. Poate deveni generos dacă simte că așa trebuie, cifra destinului 9,
te poți baza întotdeauna pe ajutorul său dacă el decide că meriți cifra 2 din cifra destinului său, 9 din 2 și 7. Își planifică totul cu răbdare și atenție. Ia deciziile doar după îndelungă judecată, cifra 2 din destin. Nu vrea să supere pe nimeni, dar nici nu suportă să primească ordine sau sfaturi, preferând să urmeze propriile sale decizii, eventual să suporte consecințele propriilor greșeli. De ce? De ce nu vrea să supere pe nimeni? Din cauza cifrei 2 din destin. Și de ce este încăpățânat și preferă să urmeze propriile decizii? Pentru că există în cifra destinului său cifra 7, el având cifra destinului 9 din 2 și 7. Poate lucra în echipă dacă trebuie, se pricepe să se izoleze pentru a se reface din cauza lui 7 și poate lucra în echipă din cauza cifrei 2. Detestă comportamentul nepoliticos. În general, are calități de om bun și generos atâta timp cât nu-l deranjezi. O vorbă, un gest, un cuvânt ne la locul lor pot declanșa un spectacol la care prefer să nu fii prezent. Cifra 2 este responsabilă de acele neașteptate și rapide treceri de la o stare la alta sufletească. Fiind cunoscător al naturii umane, are calități de bun psiholog, are cifra 7 în destinul său. Adaptabil și fermecător, poate fi ceea ce trebuie la momentul potrivit. Are nevoie de libertatea de a acționa așa cum consideră el că este necesar. De ce? Pentru că are cifra zilei de naștere 23, fi născut într-o zi de 23 aprilie. De ce țin minte că este născut pe 23.04? Vom vedea cât de importante sunt și cifra zilei de naștere și luna nașterii, pentru că acestea ne vor arăta care este drumul fiecăruia în viață, pe ce drum ar trebui să meargă astfel încât să fie ferit de ghinioane. Revenind la data nașterii actualului prefect al județului Constanța, George Sergiu Niculescu. Repet, adaptabil și fermecător, poate fi ceea ce trebuie la momentul potrivit. Are nevoie de libertatea de a acționa așa cum consideră el a fi necesar. Este atras de situațiile competitive, lucrează excelent în condiții de stres din cauza cifrei zilei de naștere. Fiind născut într-o zi de 23, cifra zilei de naștere este 5. Este aproape imposibil să-l poți cunoaște cu adevărat, disimulează excelent, poate interpreta orice rol, este iute la minte și descurcăreț, găsind mereu cea mai rapidă cale de rezolvare a problemelor. Vânzător strălucit, este foarte bun în tot ceea ce presupune comunicare. Vrea să reușească, indiferent de prețul plătit, și detestă eșecul. Perspicace și analitic, îi vede pe ceilalți așa cum sunt ei și este aproape imposibil să-l poți păcăli, minți, duce cu vorba. Se plictisește repede, are nevoie permanentă de acțiune, reacționează rapid și deloc plăcut atunci când realizează încercarea unora de a-l manipula. Din cauza, repet, cifrei zilei de naștere, care este 5. Comportamentul îi este generos. Cifra numelui complet este 9, deci numele pe care îl purtăm, dacă vă reamintiți dumneavoastră, vă explic aproape la fiecare emisiune faptul că numerograma datei de naștere ne bazăm atât pe data nașterii, care este foarte importantă și care musai să fie cea reală, pentru că altcumva facem niște calcule pe o dată a nașterii care este a altcuiva și vom obține informații eronate. Deci, data nașterii, când calculăm numerograma unei persoane, este neapărat să fie cea reală și toate calculele pe care le facem pe baza datei de naștere a unei persoane ne oferă informații despre caracterul respectivei persoane. În ceea ce privește caracterul, putem spune că el nu poate fi schimbat. Însă, putem folosi în anumite perioade ale vieții noastre doar anumite trăsături de caracter, celelalte trăsături de caracter fiind bine încuiate, bine ținute sub cheie, aproape că uităm că există. Aici intervine ceva important în viață care ne zdruncină cumva și care ne determină să ne reconfigurăm,
să ne reamintim că avem anumite resurse care ne pot ajuta să ne remontăm, fie intervine psihologul care ajunge să ne cunoaș care a ne ajută să ne cunoaștem, să ne recunoaștem și să ne amintim că putem fi și altcumva, putem fi și altcumva pentru că avem deja acele calități. Nu putem deveni ceea ce nu suntem deja. Iar numele pe care îl purtăm ne influențează comportamentul. Fiecare literă din numele pe care îl purtăm emite o anumită vibrație. Aceste vibrații însumate vor determina modul în care ne vom comporta în anumite situații. Spre exemplu, numele de familie ne influențează comportamentul de o așa manieră încât băieții, spre exemplu, care vor ajunge, care nu-și vor schimba numele de familie, da? Vor ajunge la un moment dat să reacționeze în situații similare prin care au trecut tații, bunicii, străbunicii, în tocmai cum s-au comportat aceștia. De aceea mie îmi place să spun că numele de familie este ca un fel de genă care se transmite mai cu seamă băieților din generație în generație. În ceea ce privește apelativul sau prenumele, influențează comportamentul nostru față de persoanele care ne apelează într-un anumit fel. Așa cum îmi place mie să vă spun, într-un fel va reacționa o persoană atunci când este apelată ursuleț, în alt fel va reacționa atunci când este apelată iubițel, în alt fel va reacționa atunci când îi vei spune măi Ioane sau măi Costele, pentru că vibrația apelativului va fi diferită și atunci noi, fiecare dintre noi, putem fi manipulați prin folosirea anumitor apelative care să determine un anumit comportament față de persoana care ne apelează. Deci comportamentul prefectului George Sergiu Niculescu, actualului prefect al județului Constanța, este generos. De ce? Pentru că cifra numelui complet este 9. Își dorește să realizeze totul perfect și să aibă cât mai mulți bani. De ce? Pentru că cifra vocalelor este acea cifră care ne oferă informații despre ceea ce își dorește fiecare dintre noi acolo și nu spune nimănui. Deci cifra vocalelor din numele său este 8. Își dorește să realizeze totul perfect și să aibă cât mai mulți bani. Și de ce nu? Este perceput ca având calități de lider, cifra consoanelor 1. Cifra consoanelor ne oferă informații despre cum suntem percepute către cei din jurul nostru. Iese din necazuri cu inventivitate. Când se confruntă cu dificultăți, George Sergiu Niculescu acționează neconvențional, neașteptat, având mereu noroc. De ce? Caracteristica ascunsă este acel calcul care ne oferă informații despre modul în care fiecare dintre noi știe să iasă din necazuri. Caracteristica ascunsă în cazul său este 3. Anul 2019 a avut pentru George Sergiu Niculescu o vibrație 3, vibrația riscului, a norocului, dar și a secretelor. Luna decembrie 2019, cu a sa vibrație personală 6, l-a determinat să se responsabilizeze, să se implice, să-și mai ia o sarcină suplimentară de îndeplinit. Ei bine, ziua de 30 decembrie 2019, ziua investirii în funcția de prefect al județului Constanța, a avut pentru el o vibrație personală nouă, o vibrație care marchează sfârșitul unei etape. O vibrație, am putea spune, nu neapărat foarte potrivită începutului de drum. Doar că hotărârea de guvern a fost luată la data de 27 decembrie 2019, zi cu vibrație personală 6, pentru actualul prefect al Constanței, o vibrație, să spunem așa, cumva nici prea dură, nici prea rea, nici prea bună, cumva neutră. O vibrație care l-a determinat să-și asume niște responsabilități. A fost ok. Anul 2020 este un an cu o vibrație personală 4 pentru George Sergiu Niculescu, actualul prefect al Constanței. De ce
vibrația personală, veți observa, vibrația personală a lui George Sergiu Niculescu este identică, aș putea spune, cu vibrația universală a acestui an 2020. De ce? Pentru că vibrația personală se calculează funcție de ziua nașterii și luna nașterii fiecăruia dintre noi. Ziua nașterii lui George Sergiu Niculescu este 23. Luna nașterii este aprilie, care este luna a patra. 23, 5 plus 4, luna aprilie, da? 5 plus 4, 9. Deci, cifra obiectivelor, ca așa se numește, a lui George Sergiu Niculescu este tot 9. Ce ar trebui să facă el în viață? Ar trebui să fie bun, să facă acte caritabile, să fie înțelegător și să iubească pe toți, și buni și răi și nebuni. Este mai greu, dar atâta timp cât se va abține din a face rău, lucrurile pot merge bine pentru el. Deci la această cifră a obiectivelor, care este 9 în cazul lui George Sergiu Niculescu, se adaugă vibrația universală a anului 2020. Vibrația universală a anului 2020 este 4, 9 plus 4, 13, 1 plus 3, 4. Deci, de această dată, în cazul lui George Sergiu Niculescu, vibrația universală este 4, vibrația personală e 4. E foarte bine, pentru că va fi și mai rece, și mai muncitor, și mai calculat, și mai pragmatic, și mai realist, și mai cu picioarele pe pământ. Deci, îl ajută această vibrație 4. Este vibrația muncii, a realizărilor materiale, a pragmatismului și a seriozității. Luna ianuarie 2020 are o vibrație personală 5 pentru George Sergiu Niculescu, o vibrație potrivită lui, nu uitați, are o cifră a zilei de naștere 5. Este vibrația modificării, este vibrația schimbării, își modifică stilul de viață, își schimbă obiceiuri, își reformează întreaga structură a vieții, dar lui nu este greu deloc, pentru că această cifră 5 îi este cunoscută, această vibrație 5, el fiind născut într-o zi de 23, care înseamnă 5. Păi să dea Dumnezeu să-i meargă bine și să fie ferit de ghinioane și de necazuri. Mult succes, domnule prefect George Sergiu Niculescu! Anul 2020, vibrație universală 4, așa cum am spus mai devreme, muncă, stabilitate, seriozitate. Nu vom mai putea fi duși cu vorba, nu ne va mai interesa nimic din tot ceea ce este superficial. Poate doar în lunile ianuarie și octombrie, dar ne vom mai permite să cheltuim ceva bani, încă ne vom mai permite să lenevim în ianuarie cu siguranță, pentru că ne va fi cumva greu să ne revenim după sărbătorile lunii decembrie și chiar ale lunii ianuarie. Să nu uităm că au tot fost Sfântul Vasile, Boboteaza, Sfântul Ioan. Ianuarie, vibrație 5, așa cum v-am spus, încă vom continua să cheltuim. Cei care mai au ceva de cheltuit, cei care nu așteaptă cu nerăbdare să intre banii pe carduri, fie că sunt pensionari, fie că sunt angajați. În săptămâna 10-16 ianuarie 2020, haideți să vedem repede, repede, care vor fi vibrațiile universale. 10 ianuarie 2020, o vibrație universală 6, vom încerca, 10 ianuarie fiind vineri, nu mi-am notat, vineri 10 ianuarie 2020, vibrație universală 6, vineri, mâine 2020, 10 ianuarie, ne vom mai responsabiliza cumva, ne vom gândi mai mult la familie, ne vom gândi mai mult la ce avem de făcut prin casă, vom avea nevoie să ne sfătuim cu membrii familiei, vom avea nevoie să punem o mulțime de lucruri la cale. Este o zi bună pentru căsătorii, este o zi în care în același timp trebuie să aveți grijă să nu vă certați și să, dacă țineți într-adevăr la persoana de lângă dumneavoastră, și acum mă refer strict la partenerul de viață, da? La iubit, la soț, încercați să faceți în așa fel încât să evitați discuțiile în contradictoriu care pot duce, care pot avea urmări urâte, pentru că 6 înseamnă deopotrivă dragoste, căsătorie sau divorț.
11 ianuarie, sâmbătă, vibrație universală 7. Parcă vom fi mai ciudați, parcă vom fi mai încăpățânați, parcă nu vom ști exact ce vrem sau ce nu vrem. Cu siguranță vom dori, pentru că vibrația universală a acestei zile este 7, ne vom dori să ne retragem, dar în același timp ne vom dori să fim și împreună cu ceilalți, întrucât vibrația universală a lunii ianuarie este 5. Vom fi destul de dificili și pentru noi în această zi. Va trebui să aveți planuri de rezervă. Noroc că este sâmbătă. Cei mai mulți dintre noi sâmbătă au zi liberă, atunci își pot permite să fie ciufuți, să se retragă într-o cameră, într-un colțișor întunecos și să-și pună viața la cale, pentru că este o zi tocmai bună pentru așa ceva. 12 ianuarie, care este duminică, ambiții, lupte, orgolii, războaie. Este bine de știut că aceste războaie se vor purta și în noi, dar se vor purta și între noi. Vom simți nevoia să ne contrazicem cu toți ceilalți, să le arătăm noi cât de tari suntem, să le arătăm pușca, să le arătăm pistoalele, să le arătăm săbile, să ne ascuțim cuțitele, limbile și să nu ne lăsăm. Păi de ce să ne lăsăm, nu? Păi eu mă gândesc că ar trebui să încercăm să înțelegem pe cei de lângă noi și să ne ferim de oarece abuzuri, întrucât ziua de luni, 13 ianuarie 2019, este o zi cu o vibrație universală nouă. Nu este o vibrație tocmai bună, mai ales că luna aceasta este și vibrație universală 5. Este o zi cu adevărat dificilă, o zi a rupturilor de orice fel, o zi în care ne putem îmbolnăvi, o zi în care putem avea accidente, o zi în care ar trebui să ne ferim de orice fel de excese, pentru că aceste excese ar putea duce către o mulțime de lucruri neplăcute. În schimb, 14 ianuarie, care, deci sâmbătă, duminică, luni, marți, care este marți, marți, 14 ianuarie 2020, parcă vom fi mai siguri pe noi, vom fi mai puternici, ne vom reveni cumva, ne vom recalibra. Este o zi tocmai bună pentru a începe noi proiecte, pentru a porni pe un nou drum, pentru a ne muta, pentru a merge către o nouă cale, către un nou loc de muncă. Bine, vom dori să fim șefi, vom dori să comandăm și șefului, dacă am fi noi în locul șefului, câte lucruri am face. Va fi o zi bună dacă vom ști să o folosim așa cum trebuie. 15 ianuarie, miercuri. E, parcă ne vom mai tempera vibrația aceasta 2, ne va determina să fim mai împăciuitori, să fim mai drăgălași, să fim mai diplomați, să fim mai cum se cade, să ne înțelegem unii pe ceilalți, să colaborăm, să cooperăm, eventual să ne gândim la niște variante de asociere. Parcă ne vom da noi seama că asocierea este cea mai bună cale pentru rezolvarea celor mai multe dintre probleme. 16 ianuarie, adică joi, 16 ianuarie 2020, are o vibrație, va avea o vibrație universală 3, vibrația agitației, a norocului. Putem risca, putem crea, putem ieși din cele mai multe încurcături, ne putem lua la trântă cu problemele, pentru că de această dată, în această zi de 16 ianuarie, aproape că nu vor fi probleme, ci vor exista tot mai multe căi de rezolvare a acestora. O săptămână așa și așa. Dacă vom încerca să fim atenți sâmbătă, 11 ianuarie, și să fim temperați luni, 13 ianuarie, aproape că totul va decurge perfect. Până săptămâna viitoare, când ne vom revedea la o nouă ediție a emisiunii 1-2-3 Milena, și în care vom încerca să vedem, să calculăm cum îi va fi actualului președinte al României și cam către ce direcție se duce actualul prim-ministru în acest an 2020. Nu uitați, de la orele 19, ce frumos e la noi cu Gigi Haleț. Început de an și el este cu forțe noi, nerăbdător să vă revadă și să vă povestească o mulțime de lucruri frumoase.
despre toți, despre fiecare în parte. Până săptămâna viitoare, să fiți fericiți! La revedere!